Am revenit în direct și avem în exclusivitate primul interviu acordat de vrăjitoarea Sidonia, mama celor trei frați acuzați de crimă după petrecerea cu vedete. Vrăjitoarea spune că fiii au fost cei atacați de bărbatul care a fost ulterior înjunghiat mortal. Ba mai mult decât atât, vrăjitoarea spune că a prevestit tragedia. Iată și interviul. Suntem șocați. Sunt terminată, sunt foarte șocată, nu putem să ne revenim din starea respectivă. Au trecut poate 3-4 zile, 5 zile cât sunt de sâmbătă seara. Au plecat copiii mei să se ducă să se distreze la un club de acolo și acel om de la acea dedicație care a dat-o și se distrau și beau și mâncau la masă fără să deranjeze pe nimeni, fără să aibă de a face cu nimeni, acel om s-a dus și s-a pronunțat singur la masă, de la sârbu care îl știe lumea de criminal. Și a început să-mi lovească copiii, să-mi lovească copilul, i-a dat un pumn, un om la 150 de kilograme și aproape 2 metri, l-a lovit, l-a pus jos și acolo a vrut să-i taie beregata, să ia gâtul pur și simplu. Se vede, domnilor, clar cum și-a pus mâinile în față să se apere. De la ce? Tăiase două sticle ca să-l distrugă, să-l nenorocească. Acest om mi-a nenorocit copiii, ne-a distrus familia. Copiii mei nu sunt criminali, copiii mei nu sunt infractori, nu sunt drogați, n-au omorât pe nimeni, n-au făcut rău la nimeni, nu s-au dus pe scandal, pe omor cu nimeni, s-au dus doar să se distreze. Atât. Vă sunteți vrăjitoare, tămăduitoare, dumneavoastră ați văzut că urmează să se întâmple ceva de genul acesta? Am avertizat copiii, să știți. N-am știut că vor merge în acel loc. Mi-am avertizat copiii să aibă grijă că este un loc blestemat. Este văgăuna răului și diavolului acolo. Eu îi transmit condoleanțe acestei femei. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat, dar acest om pur și simplu mi-a nenorocit casa și copiii și familia. Nu se poate așa ceva. Un om atât de mare, un om la vârsta lui, să vină și să-și coboare mintea la copiii mei, la ce? Că se distrau, se plimbau ca tinerii și ascultau muzică. N-au făcut nimic de rău la nimeni și n-a deranjat pe nimeni. Pur și simplu s-au trezit de la acest om atacat. Atâta vă pot spune, copiii s-au apărat și ei cum au putut, că nu știm cauza până ce o aflăm și să luăm și noi mai multe informații.